Presa din Republica Moldova rămâne parțial liberă. Asta arată cel mai recent raport privind libertatea presei în lume în 2014, dat publicității de organizația Freedom House. Din 197 de țări prezente în top, Republica Moldova s-a situat pe locul 112, la același nivel cu Liban și Tunisia. Mai multe detalii are reporterul Jurnal TV Dumitrița Paladi. Dumitrița, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Alecu, bună seara, doamnelor și domnilor! Raportul Freedom House arată că Republica Moldova rămâne pe aceeași poziție ca și anul trecut. Mass media din țara noastră rămâne parțială liberă, la fel ca și alte 68 de țări din top. Presa din România s-a clasat pe locul 84 cu 28 de poziții mai sus. Totuși, Moldova și Georgia sunt singurele două țări din Europa de Est în care mass media este catalogată drept parțială liberă. În raport se arată că Rusia nu are o presă liberă și s-a situat pe locul 176. Situația nu este mai bună nici în Ucraina, care a ajuns anul acesta în categoria țărilor fără presă liberă, clasându-se pe locul 139 față de poziția 132 pe care a ocupat-o anul trecut. Se întâmplă în contextul revoluției de la Kiev, când jurnaliștilor nu li s-a permis să relateze evenimentele de pe Euromaidan, în unele cazuri fiind chiar și maltratați. Primul loc este împărțit de Suedia, Olanda și Norvegia. De altfel, țările care se bucură de cea mai mare libertate sunt cele din Europa. La coada clasamentului se află Turkmenistan, Uzbekistan și Coreea de Nord. Topul arată că, la nivel global, libertatea presei a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, din cauza regreselor observate în state din Orientul Mijlociu, dar și în Turcia, Ucraina și câteva țări din Africa de Est.